N-am mai făcut un daily vlog de foarte mult timp, așa că am zis că este cazul dacă am astăzi puțin timp liber și nu știu cât de bine m-au auzit pentru că am dat drumul la ce, pentru că altfel efectiv mor. Eu urmează să mă apuc să filmez un clip și anume un clip care vă place foarte mult, dar care și mie îmi place foarte mult și anume ce mi-am cumpărat eu din second hand. Era fost duminică, 2 iulie și pot să zic că am avut puțin mai mult timp liber, nu știu cum să stau să mă vedeți mai bine, poate dacă mă ridic puțin, ia să vedem, așa. Am avut mai mult timp liber și am zis că dau o tură prin second hand, bine, dăm o tură pentru că a fost și iubitul meu și pot să zic că am găsit câteva chestii drăguțe și am cumpărat și de aceea vreau să vă arăt ceea ce mi-am cumpărat, să vă fac un haul și să vă povestesc puțin mai multe despre haine, despre chestii și știu că vă place, de aceea vreau să-și filmez. Dacă vă uitați la părul meu și vedeți așa foarte blond, să știți că nu mi-a făcut șuvițe blonde, așa cum îmi spune multă lume, ci pur și simplu de la popseaua, de la fanola, mi s-a decolorat de la soare foarte, foarte, foarte tare părul și cam asta este, cam asta este modul în care arată, nu e uniformă de fapt culoarea asta, dar se vede oricum destul de ciudat, nici nu sunt la lumină, că dacă mă pun în lumină s-ar vedea mult, mult mai blond, vedeți, pe aici sunt foarte blondă, da. Așa, și acum vreau să mă machiez, așa cum am zis mai devreme, pentru că vreau să filmez. Nu știu ce vreau să-mi fac, dar nu vreau să vă arăt, mă rog, neapărat cu ce mă machiez sau ce fac eu aici, vreau să vă povestesc puțin ce s-a mai întâmplat în viața mea în ultimele multe săptămâni, 2, 3, 4 săptămâni. Cred că aș exagera, dar cred că sunt 3 săptămâni de când nu am mai făcut un daily vlog și dacă nu mă uit la voi, să știți că e pentru că mă uit aici în oglinda mea ca să termin repede cu machiajul, că n-am chef să stau foarte, foarte mult timp. Și da, începând din iunie, lucrurile... Bine, de fapt, iunie a început ok, din punctul meu de vedere a fost o lună decentă, a început bine, dar în a doua jumătate a lunii iunie nimic nu mi-a mai mers bine. Totul a fost cu fundul în sus, ca să zic pe românește. A fost foarte dubios. Am și un fir de păr pe care mă deranjează. Mă rog, n-am avut nici niște stări prea ok, pentru că în momentul în care lucrurile nu merg bine, vă dați seama că stările mele nu sunt chiar, chiar ok, aș putea spune. Așa că am fost foarte, așa, ciudățică în ceea ce privește starea mea, așa că nici n-am avut ce să filmez, fiind cu moralul la pământ, clar nu aveam chef să întristez pe cineva, nici acum nu pot să zic că sunt ok, dar sunt mult mai ok, să zicem, față de cum eram înainte, pentru că, na, m-am obișnuit, să zicem, și mi-am dat seama că aia e, nu a depins neapărat de mine ceea ce s-a întâmplat. Nu vreau să insist foarte mult și să vă zic, sunt niște chestii așa un pic mai personale, o să vă zic la momentul potrivit. O să vă povestesc, dar nu acum, pentru că nu știu, nu simt nevoia să zic acum, dar sunt un pic cu niște chestii mai personale. Pot să vă zic doar că unul din lucrurile care nu mi-a mers bine și care m-a întors cu fundul în sus, așa cum am zis mai devreme, este că oarecum vacanța noastră s-a amânat, nu amânat, anulat de fapt, sau amânat, nu știu încă. Inițial s-a anulat pentru că nu mai aveam cu cine să mergem și am fost așa, pe lângă faptul că mergeam mie super prost, s-a mai întâmplat și lucrul ăsta, vă dați seama, ceva minunat. Dar, da, asta a fost, nu e ca și cum a depins de mine. Și am zis că dacă nu voi merge doar eu cu iubitul meu în vacanță, nu știm unde, probabil undeva mai aproape, apoi s-a evit o altă chestie și s-ar putea să mergem cu altcineva, bineînțeles, în Grecia. Noi voiam inițial să mergem în Kefalonia. Eu am căutat foarte mult pe net, mi s-a părut foarte drăguț, am mai auzit lumea care a fost acolo și că e super splendid, wow. Și am zis că ok, mi-ar plăcea acolo, din ce am văzut și eu pe net, vă dați seama, mi-ar plăcea să merg. Ei bine, pentru că lucrurile n-au mai fost așa, s-a amânat, am zis că voi merge cu iubitul meu probabil la început de septembrie sau nu știm când. Să mergem
poate în Bulgaria, undeva mai aproape, să stăm doar noi la un resort, ceva cu piscină, să avem acces și la mare, dar nici să nu stăm foarte mult, pentru că în Bulgaria nu pot să zic că ne place neapărat. Noi am mai fost în Bulgaria, am fost în... Vai, dar am ceva și care mă deranjează maxim. Am fost în... în Sunny Beach, în 2020, dacă nu mă înșel, cred că atunci când era și pandemia. Mi-a plăcut, dar nu se compară cu... Păi, dar nu mai suport. Da, nu găsesc unde am puful ăla sau ce Dumnezeu le-am. Și mă super deranjează pe față. Așa, nu se compară cu Grecia, mie îmi place foarte mult mâncarea, locurile, plajele alea superbe, mă rog. Și am zis că dacă nu putem merge în Kefalonia, hai să mergem la nisipuri, pentru că aveam de ales între nisipuri sau Sunny Beach. În Sunny Beach, pentru că am mai fost, hai să mergem la nisipuri, este și mai aproape cu o oră decât Sunny Beach, că e perfect. Undeva prin septembrie, după aia am primit un mesaj, mă rog, am vorbit cu cineva și că hai să mergem totuși undeva în august, încă nu avem nimic planificat, ne-am mai dat pe niște oferte pe care unul din prietenii noștri le-au primit de la o... cum se cheamă din asta de călătorie, o agenție de travel, ziceți că nu-mi vine, mă rog, o agenție care se ocupă de călătorii, că nu-mi vine acum cum să zic, și nu sunt ok, dar nu prea, nu depinde doar de noi. Ideea este că acolo am primit niște oferte de 7 nopți, noi n-am vrea să stăm 7 nopți pentru că mai avem și alte lucruri de făcut și poate eu aș putea cu invitul meu pentru că e mult mai ușor la noi, dar poate cineva, vom fi 4 persoane, eu cu iubitul meu și încă 2 prieteni. Unul din prieteni cu siguranță n-ar putea să stea atât de multe zile. Și da, deci nu știm încă ce vom face. Eu o să mă ocup astăzi sau mâine, nu știu când am eu timp, să mă uit pe ofertele alea, să văd care variantă e mai ok la preț, care să fac eu niște calcule. Dacă vom merge, cu siguranță mergem cu mașina. Mie nu pot să zic că îmi place să merg cu avionul, pentru că na, trebuie să fii cu bagajele fix într-un număr de kilograme. Pe lângă asta trebuie să, din locul în care ajungi, să vină cineva să te ia cu mașina și lucrul ăsta, bineînțeles că are costă, na, mă rog, așa. De asta nu-mi place, prefer să mergem cu mașina, plus că noi când mergem în vacanță ne place să fim genul ăla de persoane care se duc stânga-dreapta, să viziteze, să vadă. Dacă nu ai o mașină, e foarte greu să faci chestia asta, să vizitezi. Poți să închiriezi o mașină, dar ajungi mult mai scump decât dacă ai venit cu mașina ta proprie și personală. Da, așa cum vă ziceam, dacă nu mergem în Kefalonia, următoarea variantă ar fi fost Halkidiki. Numai că am auzit că în Halkidiki e nasol, să zicem, e ușor plictisitor. Și apoi am mai auzit de Skiathos. Și din căutările mele pe Google, așa foarte scurte și subcinte, am văzut că da, îmi place mai mult decât Halkidiki. Halkidiki era la vreo 10 ore și cred că Skiathos tot 10 sau 12 ore de distanță de România, mă refer. Oricum, în Grecia, dacă mergi, este bine să mergi pe insule, nu să stai pe continent, pentru că e mult mai drăguț, mai interesant, mă rog. Și da, mi-ar fi plăcut mult de tot să merg în Kefalonia, dar sunt sigură că la anul ne vom mobiliza din timp să facem chestia asta, pentru că anul ăsta nu a fost să fie să ne mobilizăm. Noi oricum nu suntem genul de oameni care... Mi-a zburat și pensula din mână. Nu suntem genul de oameni care să se mobilizeze cu 7 ani înainte, așa cum fac, mă rog, cu 1 an de zile înainte, așa cum fac mulți alți oameni. Nu știu, anul trecut ne-am luat vacanța în mai, ceea ce a fost cel mai devreme posibil, n-am mai luat așa de devreme din mai pentru august sau din iunie pentru august, nu mai știu, dar niciodată nu am mai luat atât de devreme o vacanță. A fost wow din punctul ăsta de vedere. Și da, a ieșit pentru că, na, erau altfel lucrurile. Mă rog, timp, unii oameni mai au joburi de la care nu pot lipsi așa cum poate pleca iubitul meu, de exemplu. La el e mult mai ușor. Mă rog, depinde de domeniul în care lucrezi. Asta vreau să zic. Na. Așa, nu știu ce vreau să vă mai zic legat de vacanță. Și probabil că vom merge în Skiathos. Dacă nu reușim nici cu Skiathos, voi pleca doar eu cu iubitul meu, probabil undeva în septembrie, la început.
în, la nisipuri sau în Sunny Beach. Eu aș prefera la nisipuri, este și mai aproape. Plus că n-am fost la nisipuri până acum. Stați că vreau să-mi fac repede conturul buzelor și apoi continui de vorbit. Așa, cam asta cu vacanța. Vreau să vă povestesc puțin despre rujul ăsta pe care mi l-am luat eu ieri din Sephora. Dar hai să mai vorbim puțin de vacanță. Așa. Pentru că pe lângă vacanța, care nu știm unde o să fie și când o să fie, probabil dacă o să reușim să mergem, vom pleca în august. Dacă nu reușim să mergem cu prietenii noștri, voi merge eu și iubitul meu în septembrie la început. Pentru că obișnuim, este al doilea an când facem chestia asta, dar mă rog, luna asta, de fapt, că suntem în iulie, voiam să zic luna viitoare, dar deja e iulie, deci nu mai e cazul să zic luna viitoare. Este și un festival în Bacău care se numește Young Island, sper că nu zic prostii. Este un festival la a doua ediție, un festival destul de micuț, este singurul festival din zona Moldovei, eu stând, de fapt, m-am născut în Bacău. Și e cam singur festival din Moldova, adică nu mai există altul din ce am înțeles. Și se face acest festival în 21, 22, 23, cred că atunci pică weekendul iulie și vom merge și noi. Inițial aș fi vrut să merg la tot festivalul, numai că nu se poate și vom merge probabil doar sâmbătă, cred. Adică așa am făcut planurile, să vedem. Încă nu mi-am luat bilet, dar probabil așa se va întâmpla. Și da, vom merge doar o zi sâmbătă, probabil noi vom pleca, noi, eu și iubitul meu vom pleca de vineri din București și probabil vineri vom ieși cu niște prieteni, vedem noi, sâmbătă vom merge la festival și poate ne întoarcem duminică seara sau luni. Ăsta este rujul pe care mi l-am luat. În lumina asta se vede ca și cum aș fi moartă, dar vă zic sigur că la lumină naturală afară se vede un roz. Iar nuanța este pink... Stați că nu mai știu. Pink Peony se numește ceva și este din Sephora. Cam așa arată. L-am luat la reduceri și eram ieri în mall. Și am intrat până în Sephora pentru că am văzut că aveau reduceri și am zis hai să văd și eu ce mai este prin Sephora. Și am găsit acest ruj care îmi place mult de tot. V-am zis acum nu se vede bine, dar vă zic sigur că la lumină naturală arată mult, mult mai bine. Pentru că l-am testat la lumină naturală pentru că simțeam nevoia că, nu știu, că e ceva ciudat la buzele mele. Și acum da, chiar se vede ceva ciudat. Rezistă foarte bine. L-am purtat câteva ore bune și am și mâncat cu el și s-a luat doar în interior. Ceea ce este normal la un ruj, adică nu-i ceva wow. Se ia deseori în interior la rujuri, deci nu e nimic ce să mă sperie. Dar în rest mi-a rămas așa oarecum foarte drăguț și mi-a plăcut foarte mult. Este un ruj mat care... poate usca un pic cu buzele, n-am să vă mint, dar eu de mult îmi doream culoarea asta și mă bucur că am găsit-o și la prețul de 20 de lei, pentru că rujul ăsta inițial costă 65 de lei și probabil o să mă duc să mai iau o culoare dacă mai găsesc. Mai aveam niște culori cu ceva un pic de roz mai deschis, care mi s-a părut foarte drăguț, pentru că pot să combin rozul ăla cu nuanța asta, care e un fel de pink, nu știu cum se numește, Pink Peony, parcă, dar sper să nu vorbesc prostii. Scria pe ambalajul pe care îl avea rujul ăsta, dar nu mai este ambalajul pentru că l-am... Ah, ce m-am bătat! Pentru că l-am aruncat. Și cam asta am vrut să vă zic. Urmează să filmez clipul cu produsele second pe care voi îl veți vedea cu siguranță înainte de clipul ăsta, pentru că astăzi este luni, 3 iulie și probabil vlogul ăsta va ajunge la voi în weekend. Vreau să mă apuc din nou să facem câte 3 videouri și unul să fie vlog, pentru că, nu știu, mi se pare foarte drăguț lucrul ăsta. Oricum, astăzi am o grămadă de treabă. Trebuie să filmez, să editez, pentru că aș vrea ca acest clip cu second hand să intre marți la voi, când este ziua mea de postat. Vreau să calc, vreau să spăl, vreau să strâng rufele de pe stender, de la uscat.
Vreau să... Ce mai am de făcut? Vreau să mă spăl pe cap acum, dar probabil o să mă spăl când mă întorc seara de la sală, pentru că oricum, Dumnezeule, nu am apă caldă și trebuie să mă spăl cu apă rece. Probabil îl voi șampona și atât, nu mai pun eu o mască și ce mai pun în el, îl șamponez pentru că oricum arată horror. I-am pus eu niște șampon uscat sâmbătă, dar ieri am aflat că începând de ieri, duminică, până joi, nu vom mai avea apă caldă, ceea ce nu pot zic decât că este minunat. Și asta înseamnă că trebuie să mă spăl totuși și o să mă spăl cu apă rece. Iarna, de obicei, când n-aveam apă, încălzeam. Puneam pe aragaz și încălzeam și îmi turnam cu un bidon, dar acum, pentru că oarecum e vară, na, nu mai e chiar atât de rece cum e iarna apa. Și consider că na, e mai ok să-l spăl așa, nu mai stau să încălzesc. Sper doar să nu îngheț totuși, că în rest n-are nimic, mă descurc eu. Cam asta este make-up-ul, vreau să șterg aici chestia asta unde m-am mânjit. Am așteptat să se usuce și vin cu o pensulă din asta de rimel și vedeți? Dau așa și s-a luat. Iar în cazul în care totuși mai rămâne o mică urmă, vin cu burețelul frumos și tapotez. Asta este și make-up-ul meu. Cred că mi-a luat 10-15 minute să mă machiez. Și da, cam asta am vrut să vă zic. Păi am să mai vorbesc puțin cu voi și despre festival. Nu știu dacă v-am povestit, dar cred că v-am zis mai devreme că în iulie mergem la festivalul ăsta din Bacău. Unde nu pot să zic că am cele mai drăguțe amintiri, pentru că anul trecut veneam de la Brașov și mi-a fost foarte rău. Pentru că am mâncat pe drumul chiurtoș și, bineînțeles, când am ajuns acolo, îmi venea să vărs non-stop și am fost oprită de polițiști pentru că au crezut că am consumat, mă rog, ce se poate consuma la unele festivaluri, niște substanțe și a fost o chestie foarte ciudată. Mi-au făcut post de la ceea ce am vărsat, m-au controlat peste tot și pe mine și pe iubitul meu și pe prietenii mei. Eram acolo în văzul lumii percheziționați, foarte, foarte drăguți. Ce să zic, și apropo mi-am făcut și unghiile, pentru că am avut programare pe 16 iunie și nu am putut ajunge. Următoarea programare am avut-o pe 26 iunie, unde bineînțeles că din nou n-am putut ajunge, iar următoarea am avut-o pe 30, unde am ajuns și eu într-un final. Și pentru că mi-am făcut o programare așa ciudățică, pentru că am așteptat să se elibereze un loc ca să pot să vin eu la programare, doamna de la unghii mi-a zis că nu are foarte mult timp, așa că îmi face semi și a zis că ok, eu aplicându-mi mereu gel pe unghia mea, am mai avut odată semi și nu mi-a plăcut și a zis că îmi pune de data asta semi și dacă nu data viitoare când am programare și o să ajung, o să ne întoarcem din nou la gel. Momentan mi-am făcut vineri și astăzi este luni, deci am 3 zile și arată ok. Problema la ele de fapt este că la semi cu Apex, așa cum am eu, nu mai există gelul ăla pe care mi-l pune deasupra și este mult mai gros, mai dur. E o chestie mult mai subțire. Unghiile mele sunt mult, mult, mult mai subțiri acum decât erau înainte. Îmi plac pentru că în momentul în care îți faci unghii cu semi, poți să le faci mult mai scurte decât le faci în momentul în care îți aplici gel. Și mi-a plăcut lucrul acesta, dar... Sper să îmi reziste până când am următoarea programare și dacă îmi rezistă și sunt ok, îmi mai fac încă o dată cu semi și vedem ce se întâmplă la următoare. Problema cu semi, cu Apex, cum am eu acum, este că trebuie să mergi la 3 săptămâni. Mie nu pot să zic că îmi face o mare plăcere să merg la unghii pentru că îmi place, da, să le văd așa drăguțe, frumoase, bla bla bla, dar nu îmi place să stau să aștept. Mi se pare enervant, mă scoate din sărite și de asta prefer să îmi fac construcții pentru că vin la 4 săptămâni și puțin și încă unghiile mele arată ok. Acum, nu știu, voi vedea ce se va întâmpla. Și voi decide eu luna viitoare, mă rog, luna asta, că am luna asta deja programare, pentru că v-am zis că îmi fac la 3 săptămâni. Asta fiind spuse, voiam să mai vă povestesc și despre o comandă de la Shein care face o lună de zile și mie tot nu mi-a ajuns. Eu n-am pățit asta niciodată, dar haideți că vă zic acum repede și subțin despre ce este vorba. Cât îmi pun eu ceasul, vă mai povestesc. Da, mi-am plasat o comandă pe Shein, dar mi-am luat doar 3-4 chestii, adică nu vă gândiți că am luat chestii interesante și mega importante, am luat ceva de care aveam nevoie și anume un sutien
alb, pentru că în ultimul timp nu mai îmi place nimic, nu găsesc nimic care să mi se potrivească și am zis că leu pe ăsta să-l testez, să văd și dacă îmi place, îmi cumpăr și pe alte culori. Mi-am mai luat niște clămițe, niște lame din acelea de epilat părul facial și nu mai știu ce am mai luat. A, și un tricou, pentru că voiam să ajung la 9 euro ca să am transport gratuit. Și da, mi-am luat frumos și ghiciți ce, comanda mea nu se mai mișcă, nu știu, și mi-arată dubios, adică nu scrie ceva, nu scrie cum scria la comenzile anterioare, când îmi ajunge gen dată, ajunge pe 10 iulie, știți? Îmi zice că 10-15 business day de la, nu știu, când a fost trimis sau ceva de genul ăsta și eram ok, nu mai scrie asta până acum, nu știu ce se întâmplă, sper totuși să-mi ajungă. Și am încercat să iau legătura cu cei de la Shein, dar niciunul nu mi-a dat mesaj înapoi. Am încercat pe aplicația, mă rog, pe chestia aia cu chat-ul lor și încă nimic. Da, sper să reușesc să ajung în posesia comenzii acelea. Habar n-am ce s-a întâmplat, dar e nasol. Da, haideți când mă duc și o să filmez, îmi așez părul ăsta să mi-l pieptăn pentru că arată foarte dubios. Trebuie să vin și la lumina naturală. Să vă arăt un pic rujul ăsta. Mă apropii și aici de aerul ăsta condiționat mai mult. Stați. Vedeți? E foarte, e mult mai natural decât se vedea acolo în lumina aia. Și cam ăsta e make-up-ul pe care eu îl fac atunci când n-am chef să mă machiez. Dar totuși trebuie să mă machiez. Vedeți? E ceva foarte simplu, foarte basic. Și acum chiar că mă duc să filmez pentru că am treaba astăzi. Iar n-am mai apucat să vorbim pentru că m-am dus în sfârșit și mi-am luat și eu diploma de licență, pentru că nu știu dacă știți, dar diploma de licență se dă practic la un an sau doi, depinde de la facultate la facultate, după ce ai dat practic licența. Da, ieri m-am dus și mi-am luat-o și apoi am mai stat cu o colegă la o cafea, mă rog, n-am băut o cafea, am băut o limonadă și am mâncat eu ceva care nu mi-a plăcut. Am fost în zona Piața Romană la Embassy. Oribile pastele, nu mi-au plăcut deloc. Și, da, aștept și un coleg de la Shein. Cred că vă povesteam eu un... Astăzi este joi, apropo. Vă povesteam eu un daily vlogul acesta și atunci când l-am început, luni, că am dat eu o comandă pe Shein acum o lună de zile și încă nu mi-apare. Nu știu ce s-a întâmplat, că de obicei îmi părea acolo data când urmează să fie livrat, gen scria între 16 și 20 iulie, de iulie, mă rog, scria o dată, da? Acum scria 10-15 business day, nu știu cum, și nu înțelegeam ce se întâmplă. Acum mă gândesc că poate s-a întâmplat chestia asta fiindcă am o comandă mai mică, pentru că chiar e o comandă mică, am dat o comandă de 9 euro, cât să am transport gratuit, gen e o comandă foarte mică, am foarte puține produse. Și mă gândesc că poate de asta, că de obicei când dădeam comenzi din acelea mult mai mari, îmi venea foarte repede, gen în 2 săptămâni îmi ajungea comanda. Acum cred că am 4 săptămâni fac. Gen, mi se pare foarte mult, nu știu ce s-a întâmplat. Poate pentru că e vară și toată lumea comandă acum gen chestii de vară, costume de baie, habar n-am, mă gândesc, poate ăsta este un motiv. Dar nu știu și am primit mesaj de la fan curier că... Eu sper că mă vedeți și sper că nu vă deranjează ACU, pentru că altfel aș muri. Da, am primit mesaj de la fan curier că urmează să-mi fie livrată astăzi. Momentan este 11:30 ceasul. De obicei, fan curier în zona mea ajunge pe la 1, 12:30, 1, 1:30. Cam așa este estimativ. Când o să ajungă curierul, o să vă arăt, bineînțeles, ce mi-am cumpărat. Și vreau să vă zic că am fost și zilele trecute până în DM. De unde n-am luat mare chestii? Am luat un set din astea de mănuși pentru a face curățenie și le-am și folosit pentru că am făcut curățenie, dar am vrut să vi le arăt și să vă zic că mi se par destul de ok astea. Nu s-au rupt de la prima utilizare, ceea ce este bine. Sunt niște mănuși universale de la Profissimo. Cred că am dat vreo 8 lei pe ele sau 7 lei, nu știu, dar așa arată. Mi s-au părut decente și am păstrat ambalajul special ca să vă zic. Am mai luat niște absorbante de la Bella. Mă rog, nu mai am pentru luna viitoare și îmi place să mi le cumpăr și să fiu sigură că am. Am luat și 2 borotalco, acestea Active Crystal, sunt bune. Nu insist pentru că nu sunt niște produse noi, pentru că chiar v-am povestit la un moment dat că, băi, eu nu mai găsesc chestii noi în DM sau nu știu neapărat chestii noi, dar chestii care să mă atragă. Mi se pare că acum un an, doi,
efectiv îmi umpleam coșul, ziceam, măi, nu mai vreau să cheltui atât de mulți bani produsele din DM și le mai scoteam și le lăsam pentru luna următoare. Dar acum nu mai găsesc nimic, nu știu, ori poate DM-urile la care merg eu cel mai des, gen DM-ul din Mall Veranda, DM-ul din Mega Mall, cred că astea sunt cele mai, da, acolo merg, gen astea două DM-uri poate nu au ele foarte multe produse, nu știu ce se întâmplă, dar m-am uitat și pe la cosmetice, mi se par și prea scumpe, dar nimic nou, nu știu, e foarte ciudat, nu mai găsesc ceva care să-mi atragă atenția, în special, nu știu, brandul Balea, mi se părea că înainte avea foarte multe chestii interesante, acum n-am mai găsit nimic care să-mi placă. Am mai luat și apă micelară, că mai aveam foarte, foarte puțin din aceea, mă rog, tot asta este pentru ten sensibil, curăță, calmează, demachează, asta mi se pare cea mai bună, pentru că tenul meu este, așa cum v-am zis, sensibil, predispus la acne și e ok că n-are cine știe ce prostie în ea. Și am mai cumpărat și șervețelele astea cu aloe vera de la Dr. Wipes, ceva, 72 de bucăți. Vă tot povesteam eu că îmi plac foarte mult șervețelele din Carrefour, numai că m-am plictisit de alea, vă zic sincer. Așa că, ia să vedem cum sunt astea. Luna trecută mi-am luat o cutie din aia de șervețele. Stați că o am aici și vă arăt. Asta, mai am câteva în ele, băi, dar nu-mi place deloc. Nu știu de ce, pe lângă faptul că sunt uscate și am mai pus niște apă în ele, dar sunt așa și transparente și neparfumate și oribile oricum. Și iar cum le-am luat de data asta, le-am luat pe acestea, care, vedeți, sunt groase, ceea ce pot să zic că e ok. Au miros de aloe vera. Mie îmi plac șervețelele astea umede cu parfum, pentru că eu nu le folosesc pe față, Dumnezeule, să mă demachiez sau așa, ci pur și simplu în momentul în care mă machiez, eu îmi pun fond de ten pe mână, mai testez chestii pe mână și vin repede și mă șterg cu un șervețel umed, așa că nu mă deranjează dacă are parfum. Ba chiar îmi place să aibă parfum. Și da, îmi plac că sunt groase. Mi-aș fi făcut un picuț mai umede, dar, mă rog, nu știu. Acestea sunt. Și cam astea au fost și cumpărăturile. Am luat fix ce aveam nevoie. Bine, mai am eu nevoie de chestii, dar pe acele le voi lua din farmacia Tei. Mai am nevoie de săpun, dar îl voi lua din Kaufland. Și pentru că, nu știu, dar cred că v-am mai povestit lucrul acesta. O dată pe lună merg în Kaufland și îmi cumpăr gen chestiile de-astea, gen perisabile sau chestii gen hârtie igienică, săpun, gel de duș, dero, habar n-am, făină, orez, mălai, nu că aș folosi eu mălai, dar v-am dat un exemplu, le cumpăr o dată pe lună, la început de lună, de fapt, și gen le folosesc toată luna. Dar în rest fac cumpărături din acestea săptămânale, dar chestiile astea pe care nu le folosesc zilnic, le iau la început de lună și am de luat niște produse de curățenie din Kaufland, am de luat, ce mai am de luat, stai să mă gândesc. Mă rog, de roșii chestii, n-astea, dar oricum o să facem un haul Kaufland, pentru că de obicei filmez haul-ul ăsta de la început de lună, pentru că sunt produse un picuț mai interesante decât de obicei. Ok, astea fiind spuse, aștept comanda de pe Shein, am pus să fac și eu musaca, am tăiat felii de cartofi și le-am pus puțin la fier, pentru că îmi place să fie cartoful destul de moale și le-am pus la fiert. Și cam asta fac astăzi. Astăzi este joi, nu știu dacă am menționat, dar am exportat și clipul, avem un make-up declutter pentru seara asta și l-am exportat, adică s-a exportat și urmează să-l încarc pe YouTube, să pun acolo tot ce mai trebuie. Am făcut și thumbnail-ul. Da, mă ocup să-l pun pe YouTube. Fac mâncare, iar când vine comanda de pe Shein, o să vă arăt ce am cumpărat. V-am zis, sunt puține chestii, oricum am niște lame de ras, niște clame, niște powder puff, un sutien și un tricou, parcă. Ca să ajung la suma de 9 euro, mă rog, 45 de lei, cred că 50 de lei, nu mai știu. Și da. Ok, haideți că revin în vreo oră jumătate, două, în funcție de cum vine și mie curierul și vă arăt. Eu v-am zis că urmează cam în jur de ora 1-1 și un pic să-mi vină comanda și mi-a ajuns. Stați puțin să o iau de pe pat. M-a acolo calculatorul pentru că lucram ceva. Deschis asta vreau să zic, dar na, nu mai modificat pentru că oricum nu o să am foarte multe lucruri să vă arăt. Asta este și coletul, stați să-l arăt așa să nu se vadă vreo adresă sau ceva. Și am 5 produse. Primul rând. Am dat comanda pentru un sutien. Este un sutien alb și
E foarte greu cu mărimea la sutien pentru că am un bust măricel, iar în mall nu prea am mai găsit decât sutiene extrem de mici, gen cupa AB, iar eu sunt un D și n-am ce să fac, așa că încerc să-mi dau comandă de pe Shein, numai că mi este foarte greu să-mi nimeresc mărimea. De aceea, de multe ori ați văzut la mine comandă de pe Shein cu sutien. Ei, de data asta să zicem că mi-am nimerit măsura și că este potrivit, cam așa arată. E un sutien alb simplu, nu vreau să insist, este, mă rog, un sutien. Așa, pe care am dat, cred că vreo 20 de lei, nu mai știu. Mi-am mai luat niște powder puff-uri din astea, pentru pudră, pentru pudra de, de pe față, gen, înainte, ca să le scot. Înainte mi-aplicam pudra cu pensula, acum de când am descoperit acești bureței, care nu sunt la fel ca ceilalți. Sau ăștia negri sunt mult mai groși decât ăștia, sau cel puțin așa mi se pare. Da, sunt mult mai groși ăștia negri. Am vrut să-mi iau și pe o altă culoare, cam așa arată. Foarte ieftin au fost și ăștia. Mă plângeam eu la un moment dat într-un clip că... Trece și o salvare, bineînțeles, minunat. Mă plângeam la un moment dat într-un clip că îmi venea părul în față și aveam nevoie de niște cremițe de genul acesta. Nu e ca și cum îmi prinde foarte des părul, dar pentru momentul în care filmez, eu zic că sunt foarte, foarte necesare, că sunt, ia vedeți ce subțiri sunt, mi se par foarte drăguțe și oricum se poartă în disperare genul ăsta de clămiță, pe care o pui așa și îți ține părul din față când te machiezi sau dacă nu poți să-și accesorizezi părul când, nu știu, când vrei tu să ieși în oraș sau nu contează. Sunt foarte subțiri, sunt genul acesta, ia vedeți. Drăguțe! Opa! Așa, și mi-am mai luat niște lame faciale. Pentru că le-am terminat pe cele pe care le aveam și am vrut să le testez pe astea. Nu cred că zgârie sau ceva. Stați că încerc să testez aici. Puțin zgârie, dar sper să fie ok pe față, că momentan am doar, încă nu mi-am pus nimic pe piele și sunt trei, una roz, una bleu și una portocalie. Urmează să le testez, cred că săptămâna asta, pe sâmbătă, pe duminică, nu știu când. Sper să fie bune, eu am mai folosit, de pe Shein, cred că astea sunt primele de pe Shein, dacă nu mă înșel, dar am avut de la Dermacol, acelea din Jumbo, am mai avut și din DM și mi s-au părut, ok, alea din Jumbo un picuț cam... un picuț cam lama aceea e cam tare și s-ar putea să zgârie, dar mi-a făcut treaba și cu alea din Jumbo, iar astea sper să fie ok. Iar ultimul produs este un tricou, l-am luat ca să-mi completeze suma, pe care am dat foarte puțin. Este un tricou în dungi care are aici o inimioară, poate eu mi l-am luat M pentru că atâta păr, dar poate mi-aș plăcut să fie un pic mai oversize, dar e ok, e în dungi, cu poliester, adică nu e bumbac, dar să știți că nu se simte nașpa la mână, sau cel puțin pe mine nu mă deranjează. Astea sunt produsele, v-am zis că am luat foarte puțin. O să bag tricoul și sutienul la spălat. Și cam astea au fost. Asta este ruptă. O să știți că eu păstrez toate punguțele astea, pentru că... Sau nu e ruptă? Nu, asta e ruptă, o arunc. Păstrez toate punguțele astea pentru că mi se par super folositoare. De exemplu, iubitul meu le... Stai să mă opresc. Iubitul meu le ia la sală ca să-și pună hainele după ce face duș sau hainele de sală, sau eu le iau când plecăm în vacanță, pun încălțăminte în ele, deci mi se pară super folositoare, așa că, na, nu știu, mai am aici un plastic de aruncat. Astea au fost și minunatele produse, probabil că mâine este vineri și voi încheia daily vlogul acesta și poate voi face unul pentru weekend, voi vedea, nu știu. Dar noi ne auzim mai diseară sau mâine, oricum diseară vreau să merg și la sală, deci probabil că ne auzim mâine, că în seara asta nu știu dacă mai am ce să vă zic. Sau poate o să vă arăt puțin cum fac eu musakawa, de ce nu, pentru că nu o să o luăm pas cu pas, dar poate o să vă arăt așa în mare cum fac eu compoziția, ce am făcut cartofi, să vă povestesc puțin așa, sub 5 minute maxim. V-am zis că vă arăt repede jos și mâncarea. Aici am călit o ceapă și am pus și un morcov vrăjuit și le-am călit, apoi am adăugat... carnea tocată, un pic de apă, am condimentat foarte, foarte bine, iar apoi am adăugat sos de roșii. La sfârșit, după ce totul este gata, să știți că mie îmi place să îl dau prin, cum se cheamă, prin blender, ca să fie carnea asta foarte micuță, așa că altfel nu pot să o mănânc dacă e așa destul de mare și dacă auziți gălăgie, să știți că sunt în bucătărie și e geamul deschis.
Mai departe, aici am tăiat cartofi feliuțe pe care i-am fiert dinainte ca să fie mai moi. Am pus deja primul strat, am pus un pic de sare și voi veni cu cartofi, carne, niște sos pe care l-am acolo, apoi iar cartofi, cum se cheamă cartofi, carne cu sosul acela din tigaie, și mai pun sos, dacă nu și la sfârșit vin cu cașcaval ras pe care l-am în frigider. Asta e tot, e foarte simplu și destul de ușor de făcut și e foarte gustos. Dar așa, ca un mix sfat, să dați prin blender sau pentru un aparat din acela de mărunțit să dați carnea, pentru că va fi mult mai bună. Să fac și eu încheierea totuși la clipul ăsta. Tocmai ce am ajuns din piață, pentru că mi-era poftă de pepene. Stați să trag un pic oglinda, perdeaua, ca să mă vedeți mai bine. Mi-era poftă de pepene. Ideea este că am luat unul din Kaufland, care era oribil, n-am avut ce să fac cu el, așa că a trebuit să-l arunc. Am fost astăzi în piață și am luat doi chiar. Am prins mult mai ieftin kilogramul de pepene decât l-am luat acum o săptămână, unde era 6 lei kilogram, ceea ce mi s-a părut enorm. Și acum am luat cu 3 lei kilogramul și am luat doi. Unul din acela cu coajă mai închisă, pe care l-am și tăiat și care mi se pare bun. Și mai luat unul din acela cu îndungi, practic, să vedem cum o să fie și ăla după ce îl termin pe ăsta. Pentru că nu îi desfac pe amândoi, pentru că nu îmi încap în frigider. Și am mai luat, fost și până în DM, de unde mi-am luat șamponul ăsta, de la Elsev. Și am mai luat și crema asta de la Revox cu colagen, aminoacid și HA. Este o cremă hidratantă, practic, stați să vă arăt mai bine. Am luat crema asta pentru că, din greșeală, când am fost în farmacia Tei, o să vă spun eu mai multe în clipul cu farmacia Tei, produsele din farmacie, stați să treacă. Așa, vă spuneam eu în clipul acela că în loc să-mi iau cremă hidratantă cu factor de protecție, am luat doar SPF și gen nu știu cât de hidratant e, mi-am luat țeapă practic, așa că a trebuit să-mi duc să-mi iau și cremuța asta. A fost vreo 23 de lei și șamponul tot vreo 22-23, cam pe acolo. Ok, asta a fost tot, vreau să vă mulțumesc că v-ați uitat la mine și la clipul meu și ne auzim data viitoare. V-am pupat, pa, pa!